Bună seara, dragi telespectatori, sunt Ciuan Ceaușescu și vă spun bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Vieți Dăruite. Astăzi avem un invitat care a străbătut așa vreo 200 de kilometri ca să ajungă în studioul nostru și mulțumim pentru acest efort, cu care vom sta de vorbă despre un subiect care eu cred că nu este tocmai la îndemâna foarte multor dintre noi, pentru că vom vorbi despre o etnie mai puțin cunoscută, dar foarte prezentă și o să vedeți cu o istorie milenară, putem spune. Este vorba despre ruteni. Am mai vorbit în emisiunea noastră așa tangențial, numai cu două săptămâni, despre această etnie. Astăzi l-avem invitat pe un important reprezentant al acestei etnii. Este vorba despre domnul Gheorghe Firțac, istoric, și primul deputat, primul reprezentant al etniei rutenilor în Parlamentul României începând din anul 2000. Acum este pensionar și a avut mai mult timp ca să poată să vină până la noi. Etnia este în continuare reprezentată în Parlamentul României de către fiul dânsului. Bine a venit, domnule Gheorghe Firțac, mulțumesc pentru efort, cum spuneam, și mulțumesc că ai acceptat invitația noastră. Și eu mulțumesc pentru invitație. Mie îmi produce întotdeauna o deosebită plăcere atunci când pot să apar în fața telespectatorilor pentru a spune câteva cuvinte despre etnia pe care o reprezint și căreia îi aparțin, etnia ruteană. Hai să începem cu începutul. Să le spunem telespectatorilor că am convenit că există o temă astăzi a emisiunii, rutenii și Ucraina, da? Rutenii, da. Și ucrainenii. Vom ajunge și la această poveste, inevitabil, dar aș vrea, tocmai pentru că spuneam telespectatorilor că foarte puțină lume știe despre ruteni, aș vrea să spun un pic povestea lor. Există, ai adus aici enciclopedia rutenilor și istoria culturii rutenilor. Cine sunt acești etnici ruteni? Istoria slavilor, în ansamblu, reprezintă o lume mirifică, plină de continuități și discontinuități. În Europa Central Răsăriteană mai ales, distingem trei grupe mari de slavi, slavii de răsărit, rușii și mai târziu, spre sfârșitul perioadei moderne, se individualizează din cadrul rușilor națiunile belorusă și ucraineană, slavii de apus, polonezii, cehii, slovacii, și slavii de sud, sârbii, croații, macedonenii, muntenegrenii și, evident, da, bulgarii, care sunt geografic în sud, dar totuși un pic altceva față de celelalte pe care le-am amintit. Nu e obiectul emisiunii noastre. Nu e obiectul emisiunii, dar o fac pentru delimitare. Nu, altceva vreau să întreb. Pentru că am mai auzit afirmația asta. De ce sunt bulgarii? E o simplă curiozitate personală. De ce bulgarii sunt un pic altfel decât restul slavilor? Sunt un pic altfel decât ceilalți slavi din ramura de sud. Sunt mai apropiați, da, de slavii. Pentru că bulgarii provin dintr-o populație slabă care i-au asimilat pe proto-bulgari, care erau un neam turanic și practic s-a păstrat doar numele de bulgari. Numele de bulgar nu are rezonanță slavă. Am înțeles. De asta. Acum revin la ruteni. Da. Rutenii nu se încadrează în niciuna dintre aceste grupe. Sunt în mijlocul lumii slave, în Europa Central Răsăriteană, în teritoriul care s-a numit Podcarpatska Rus, de pe la anul 1000. Ruteni care
în izvoare sunt pomeniți atât în izvoarele medievale occidentale, cât și în izvoarele medievale orientale. Mă refer la cele germane, de exemplu, almanahul Hildersheim. Mă refer la Gesta Hungarorum, celebra cronică a notarului anonim al regelui Bela al III-lea, dar și la izvoare slave. Mă refer la cântec despre oastea lui Igor, mă refer la povestea vremurilor de demult. Iată, deci, o precizare istorică deosebită despre ruteni. Această delimitare pe care o fac are o importanță deosebită, mai ales în perspectiva a ceea ce se va întâmpla în perioada modernă și a ceea ce se întâmplă în momentul de față în lumea slavă. Mă refer la aceste contradicții de moment ruso-ucrainene despre care vom vorbi mai sigur. Târziu, un pic mai târziu. Un pic. Ei, rutenii... Deci, numai o secundă. Da. Podcarpatska rus. Asta nu e Transcarpatia? Păi, stai că ajungem și acolo. Okay. Deci, Podcarpatska rus este acest teritoriu care, din Evul Mediu, a fost în componența regatului polonez, apoi a Uniunii Polono-Lituaniene, după aceea a fost în componența Austriei. Din 1867, după ce s-a făcut dualismul austro-ungar, a intrat în componența Ungariei în cadrul Imperiului dualist, iar din 1945, Armata Roșie, Stalin și poporul rus, libertate ne-au adus, au anexat Podcarpatska rus, au încadrat-o în Republica Socialistă Sovietică Ucraineană, au redenumit-o Zakarpatia, care în diverse limbe europene nu este numită Zakarpatia, ci Transcarpatia, pentru că este mai aproape de celelalte limbi europene, și unde trăiesc practic majoritatea rutenilor de pretutindeni. Iar din 1991, de la prăbușirea colosului sovietic, teritoriul respectiv, tot cu numele de Zakarpatia, aparține Republicii Ucraina. Deci, iată, pe scurt, o istorie și un breviar, să zicem, și geografic, pentru a se putea constata apartenența acestei provincii la diferite formațiuni statale. Din nefericire, rutenii nu au avut un stat al lor. În Evul Mediu a fost un voievodat rutean, de exemplu, Feodor Coriatovici este cel mai cunoscut voievod din perioada respectivă, dar foarte repede a intrat sub suzeranitate poloneză și apoi polono-lituaniană. În anul 1848, de fapt în timpul Revoluției din anii 1848-1849, Alexander Duhnovici, un preot al bisericii greco-catolice din Preșov, astăzi în Slovacia, a proclamat independența rutenilor față de curtea de la Viena, din nefericire doar pentru trei săptămâni. O precizare foarte semnificativă trebuie făcută. Academicianul Paul Robert Magoci, profesor la Universitatea din Toronto, la Catedra de Limbi Slave, în care se include și rutenistica, a realizat această monumentală enciclopedie a istoriei și culturii rutene, în care dăm voie să fiu lipsit de modestie și să spun că și numele meu
este precizat, dar în același timp și numele unui strămoș important, nu în linie directă, pentru că nu se putea, o să vedeți de ce, al meu, un unchi al străbunicului meu, Firțac Gheorghe, mă refer la Iuliu Firțac, la preasfinția sa Iuliu Firțac, episcop de Mukacevo și în timpul dualismului austro-ungar, un mare apărător al identității rutene, al promovării culturii rutene și al emancipării rutenilor prin educație. Ok, deci o etnie, spuneam la început, mai puțin cunoscută la noi, dar după cum spui, foarte puternică. Unde trăiau, unde era cantonată, unde deci, era miezul. Leagănul civilizației rutene este această Podcarpatska Rus. Adică e o zonă de munte? Care este o zonă de munte, de aceea adeseori se spune ruteni carpatici, ruteni subcarpatici, carpatoruși și așa mai departe, diverse variante ale denumirii aceluiași popor. Nu este ceva ce se întâlnește doar la ruteni. Avem denumiri duble pentru multe popoare, nu? Germani, da, nemți, da. Maghiari, unguri. Deci nu este ceva ieșit din comun. Dar pentru că rutenii au locuit în diverse teritorii și teritoriile în care ei erau de baștină, au aparținut de țări diferite, au apărut de-a lungul timpului mai multe denumiri ale poporului sau ale etniei noastre, mai bine zis. Este vorba de ruteni, mai ales în mediile documentare germane, folosindu-se limba latină, se vorbește despre ruteni, pe când în documentele slave medievale apare termenul de rusini. Mai târziu, în perioada modernă, s-au individualizat două denumiri, lemchi în Polonia și rusnaci în fosta Iugoslavie, în actuala Serbie și Croație, unde există ruteni. Deci, profesorul Magoci, un reputat istoric, cel mai important istoric, în opinia mea, din lumea ruteană, dintre rutenii de pretutindeni, distinge pentru perioada modernă trei epoci semnificative în viața noastră. Este vorba de prima renaștere națională a rutenilor, între 1848-1867, sub oblăduirea liberalismului austriac promovat de Viena după înfrângerea Revoluției de la 1848-1849, cea de-a doua renaștere națională a rutenilor din 1918 până în 1939, când această Podcarpatska Rus, teritoriul nostru ancestral, a fost încadrat în Cehoslovacia, unde președintele fondator al Cehoslovaciei, Thomas Masaryk, a fost un deosebit protector al rutenilor și a insistat ca în cadrul statului cehoslovac rutenii să se bucure de libertăți deosebite, pentru a putea să-și afirme prin cultură, tradiții și limbă identitatea etnică. Din motive oarecum subiective, de fapt, statul care s-a fundat în 1918, Cehoslovacia, la dorința lui Masaryk, ar fi trebuit să fie o federație de trei, cehi, slovaci, ruteni, dar împotrivirea unora a fost foarte mare și atunci s-a ajuns la compromisul ca
rutenii să se bucure de o viață culturală prin care să poată să-și afirme identitatea. Și a venit apoi fatidicul an 1939, cu 23 august 1939, cu celebrul pact Ribbentrop-Molotov. Din fericire, rutenii nu au făcut parte din această înțelegere, au rămas până în anul 1939 tot în componența Cehoslovaciei, dar în 1900, în acel an, Germania a ocupat și a desființat statul cehoslovac și atunci, prin primul dictat de la Viena, Podcarpatska Rusia a revenit Ungariei, condusă la vremea respectivă de Miklos Horthy. Până în 1945, când tăvălugul sovietic a venit cu o putere nemaipomenită, când întreaga Europa central-răsăriteană a intrat în sfera de influență sovietică și atunci Academia de Științe a Uniunii Sovietice a venit cu o inovație științifică deosebită ca să justifice această anexare pe care ei au făcut-o practic din 1944, dar au legiferat-o în 1946 și au definitivat-o în 1947 în urma Congresului de Pace de la Paris, care a consfințit încheierea celui de-al doilea război mondial, au venit cu teoria pseudoștiințifică: doamne, nu există ruteni, ce ruteni? Mai... rutenii sunt ucraineni. Foarte simplu, foarte exact din punctul lor de vedere. Și a mai fost un punct de vedere prin Uniunea de la Brest, de care am amintit, din 1596, majoritatea rutenilor au aderat la unirea cu Biserica Romei, au devenit greco-catolici și, după cum se știe, sovieticii au impus în toată Europa central-răsăriteană, unde funcționa această biserică, desființarea cultului greco-catolic și sigur că în felul acesta au venit cu punct ochit, punct lovit din două direcții, nu ruteni, nu greco-catolici. Și vine cea de-a treia renaștere națională a rutenilor, în 1989 începe, odată cu prăbușirea lumii comuniste în Europa central-răsăriteană, există posibilitatea ca rutenii să-și reafirme identitatea. Dacă în perioada comunistă nicăieri nu mai aveai voie să spui că ești rutean și din recensăminte au fost martelate denumirile de rutean rusin, asimilate cu denumirea de ucrainean, a existat totuși în acea perioadă o oază, aceasta s-a numit Republica Socialistă Federativă Iugoslavia, unde în Voivodina, și astăzi tot așa se numește provincia care aparține actualmente Serbiei, rutenii au avut dreptul să-și afirme identitatea, aveau școli, publicații, se putea folosi limba ruteană și astăzi regăsim comunități semnificative atât în Serbia cât și în Croația ca să fim în colaborare cu rutenii de pretutindeni. În 1991 s-a format Congresul Mondial al Rutenilor, care a avut prima întrunire la Medzila Borce, în Cehoslovacia vremii respective, astăzi în Slovacia este acea localitate. Aici termenul de congres trebuie privit cu semantica americană, adică este o instituție, cum ar veni, că la americani congresul nu are înțelesul european de întrunire, ci de
instituție. Da. Parlamentul European, Parlamentul American, îmi cer scuze, de exemplu, poartă denumirea de Congresul American. Congresul Statelor Unite ale Americii. Și așa este și Congresul Așa este și Congresul Mondial al Rutenilor, pentru că rutenii din America de Nord au venit cu ideea înființării acestei organizații mondiale, deci este practic o uniune mondială a rutenilor. Dar fiind așa înregistrată din punct de vedere juridic, la un moment dat ar fi vrut unii să schimbe denumirea, eu le-am spus că nu este bine pentru că se pierde vechimea și așa mai departe, intervin o serie de complicații. Și de atunci au avut loc 17 întruniri ale Congresului Mondial al Rutenilor, de două ori și în România, în 2007 la Sighetul Marmației și în 2015 la Deva. În perioada dintre întrunirile Congresului există un organ, să zicem executiv, Consiliul Mondial al Rutenilor, în care organizațiile din fiecare țară trimit un reprezentant. Rutenii se bucură de drepturi deosebite în Polonia, Cehia, Slovacia, Croația, Serbia, Ungaria și, în primul rând, România. Nicăieri nu există juridic o consfințire atât de amplă a drepturilor rutenilor ca în România și mie îmi face plăcere să spun acest lucru. Am tot precizat, mi-a trebuit un pic de timp până i-am convins pe rutenii de pretutindeni care este politica României față de minoritățile naționale în general și față de ruteni în mod particular, pentru că pe noi asta ne interesează. Dar de ce? Nu știau în România nu cunoșteau, pur și simplu nu știau. Deci aveau, în general despre România, aveau date destul de puține și cele pe care le aveau erau destul de deformate din cauza perioadei 1965-1989, când țara noastră, zic eu, din nefericire, a fost condusă de Nicolae Ceaușescu și regimul comunist de activiști și așa mai departe. Și ei aveau o anumită viziune, încetul cu încetul i-am lămurit, venind în România și-au dat seama că lucrurile stau altfel decât știau dânsi, așa că din punctul ăsta de vedere sunt foarte mulțumit că Uniunea Culturală a Rutenilor din România, nu doar eu personal, că o asemenea activitate nu o poate desfășura un singur om, asta este evident, nu vreau să fac câtuși de puțin paradă de modestie, ci asta este realitatea. Am un nucleu în Uniunea Culturală a Rutenilor din România care este deosebit și fără aportul lor, fără dragostea lor pentru rutenism, dăruirea lor, nu am fi putut realiza absolut nimic. Bun, hai să facem o mică pauză și o mică paranteză, pentru că mi-ai spus că sunt foarte mulți ruteni în Balcani, în zona de sud, da? În Serbia, Croația. Nu neapărat foarte mulți. Rutenii în general sunt foarte mulți, dar sunt în Serbia și în Croația, cum sunt și sunt activi. Cum au ajuns din nord în sud? De fapt, am crezut că sunt în foarte multe țări. Majoritatea rutenilor în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, până la primul război mondial, de fapt, trăiau în Imperiul Austriac și apoi în Imperiul Austro-Ungar. Se știe că în a doua jumătate a secolului al XIX-lea are loc o puternică industrializare a acestui stat și, în general, a Europei central-răsăritene. Prin deschiderea de diverse obiective economice industriale, rutenii, care
prin forța împrejurărilor, popor de păstori au fost destul de săraci. Din punctul acesta de vedere, Iași asemăna oarecum cu locuitorii de munte din Apuseni, cu moții. Au foarte multe specificități și un modus vivendi al rutenilor se poate regăsi în munții, Apuseni. Și a existat o migrație în cadrul Imperiului Austriac, sau mai bine zis deplasări, pentru că migrația este dintr-o țară într-alta. Cazul meu concret. Străbunicul meu, Gheorghe Firțac, bunicul a vrut cu tot din adinsul să mă cheme ca pe el, pentru că el l-a crescut. Mama lui l-a părăsit când era copil destul de mic și avea un cult deosebit pentru tatălui și când a văzut că sunt băiat, a dorit cu tot din adinsul să mă cheme Gheorghe ca pe tatălui. El a venit din satul Bilche, din Podcarpatska Rus, a venit la Lupeni să lucreze la mină, a lucrat acolo la funicular, da, la mina de la Lupeni. Și bunicul meu tot acolo a lucrat, a fost lăcătuș de întreținere la funicularul minei Lupeni. El a făcut și bunica au făcut eforturi destul de mari. Nu, din punct de vedere financiar nu duceau rău, pentru că se știe că în toate timpurile salariile în Valea Jiului erau destul de consistente și l-au trimis pe tata la școală. Atunci în Valea Jiului era doar un singur liceu la Petroșani, începând cu clasa întâia de liceu din vremea respectivă, care corespunde cu clasa a cincea de acum, clasa a cincea din gimnaziu. Tata a făcut timp de 8 ani naveta de la Lupeni la Petroșani și după aceea a urmat cursurile universității, cum din București, la vremea respectivă CEI Parhon, specializarea filologie istorie. Deci ai urmat cumva... Da, eu de când m-am născut cu cartea de istorie în brațe și el m-a canalizat și mi-a îndrumat pașii, m-a făcut să iubesc istoria, care este ființa mea, nici nu cred că aș putea exista în afara istoriei și foarte mult timp îmi dedic și acum cercetării istorice, chiar dacă sunt pensionar, lucrez și sunt activ. Iată, aici sunt cele două din partea mea, care sunt înspre mine, sunt două cărți despre ruteni pe care le-am redactat eu și am publicat, mai sunt și altele. Este aici și o prezentare a noastră, noi rutenii trecut și prezent, un fel de breviar, pentru că, sigur că oamenii nu au timp să citească volume de sute de pagini și atunci trebuie concentrată informația pentru a putea stârni interesul celor care vor cât de cât să știe câte ceva despre noi, despre ruteni. Asta e și scopul emisiunii noastre, așa cum am spus la început, sunt multe lucruri care nu sunt cunoscute de publicul larg. De aș vrea să fac o mică paranteză, asta apropo de... Asta a doua paranteză. A doua, exact. Asta va fi mult mai mică. Apropo de ce spuneai în legătură cu drepturile minorităților, în 86, mai povestit înainte de începerea înregistrării, da? În 86, pe libretul tău militar, a fost scris... Da, eu am avut probleme cu coloana vertebrală, m-am născut cu cifoscolioză și la un moment dat
am fost clasat din punct de vedere medical, nu a trebuit să satisfac stagiul militar. După ce am absolvit cursurile Facultății de Istorie Filozofie de la Universitatea Babeș-Bolyai și am intrat în producție, mă rog, cu ghilimele de rigoare, producție, că la muzeu nu putea fi așa ceva. Mi-a venit ordinul de chemare, am fost ultima serie de stagiu militar cu cei 6 luni. 6 luni, termen cei redus, care, 6 luni. Termen redus, da, cei deci care făceau facultate. După facultate. Da. Și în momentul când mi-au dat livretul militar, m-a întrebat cel care îl completa la centrul militar la Deva, m-a întrebat de etnie și am spus că rutean. Și s-a uitat oarecum ciudat la mine, că nu știa și el insista, dar după nume mă uit la numele noastră că sunteți maghiar. Zic, numele nu este maghiar. Deci lumea crede că dacă nu sună Popescu sau Ionescu, atunci în Transilvania, dacă nu zice că-i neamț, sigur că trebuie să fie maghiar. Dar zic, să știți că numele nu este maghiar, dar cu toate astea eu nu necâtuși de puțin filonul maghiar pe care îl am în mine, pentru că mama mea a fost secuiancă din trei scaune, așa se numea județul și în perioada românească interbelică. Da, 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 da. Trei scaune. Da. Abia mai târziu, în 1968, s-a făcut județul Covasna. Da. Deci undeva între în triunghiul acela Târgu Secuiesc Covasna Sfântul Gheorghe este comuna Moacșa, acolo s-a născut mama, de fapt în satul Ereșteghin, acolo, dacă e vorba de mine, nu putea să nu aibă rezonanță istorică și satul respectiv. Acolo s-a născut un mare revoluționar pașoptist maghiar, Gábor Aron, cel care a topit niște clopote ale bisericilor pentru ca să facă tunuri, să poată să respingă armata rusă a țarului Rusiei, a jandarmului Europei Nicolae I, care venise să înnăbușească pașoptismul în Imperiul Austriac și să, evident, să salveze Imperiul, da. Imperiul Austriac. Bun, deci pe livret... Pe livret scrie și asta a avut, oarecare importanță, pentru că în anul 2000, atunci când au fost discuții cu prima mea validare, când am intrat în Parlament, voci ale oamenilor care prin forța împrejurărilor știau prea puține despre ruteni, credeau că rutenismul este o invenție, sau cum spun băieții de cartier, ca să fim mai plastici, o făcătură, puneți vă rog ghilimelele de rigoare, și tot contestau de unde stau, și la un moment dat mi-a venit ideea să depun acolo la Comisia de Validare o copie după livretul militar și când s-au uitat, au făcut ochii mari, nu le-a venit să creadă, domnule, stai un pic, omul ăsta din totdeauna a spus că este rutean. Da. Și uite că el în 1986 nu avea de unde să știe că în 2000 va deveni parlamentar și că va avea nevoie de validarea noastră. Și a fost un argument destul de semnificativ care a demonstrat că eu din totdeauna am fost adept al apartenenței mele la această etnie. De altfel, în perioada 1994-1995, pentru că tot sunt dintr-o familie etnic mixtă, fusesem cooptat să constituie în județul Hunedoara Fundația Armonia a Familiilor Etnic Mixte, o fundație generoasă, o idee extraordinară care, din păcate, din motive electorale, în 1996 s-a prăbușit, dar poate bine ar fi
să se reia această idee, pentru că aceste familii etnic mixte demonstrează, în opinia mea, nivelul atins de civilizația românească, de toleranța care există în România la nivel general. Sigur că, așa ca în orice țară, există și oameni care sunt intoleranți, dar nu aceștia sunt reprezentativi. Exact. Existența acestor familii mixte demonstrează toleranța și apropierea între poporul român și minoritățile care de-a lungul timpului au trăit în România și sigur au apărut în spațiul românesc în anul 1918. Și aici este o idee iarăși foarte importantă. Bine că am ajuns la 1918 și mi-am adus aminte, rutenii sunt expressis verbis pomeniți în declarația de la Alba Iulia de la 1 decembrie 1918. Rutenii au fost prima minoritate națională din România care a salutat actul de la Alba Iulia și desăvârșirea unității naționale a românilor. Da, chiar puțin știu lucrul ăsta. Rutenii în 1919 au fost prima minoritate care au trimis un deputat în Parlamentul României Mari, mă refer la Orest Onofrei. A nu se face confuzie cumva că la un moment dat a existat un deputat care a fost coleg cu mine, Orest Onofrei, din județul Suceava, cred că din partea Partidului Național Liberal sau Partidului Democrat Liberal, nu mai știu cu exactitate, dar este doar o coincidență de nume. Deci mă refer la acel Orest Onofrei din anul 1919, care a fost prezent în Parlamentul României. La noi de ce s-a ajuns abia în 2000 ca rutenii să aibă un reprezentant în Parlament? Cum au avut toate minoritățile? Păi, cele 18? În 1992 au creat un organism consultativ al Guvernului României, Consiliul Minorităților Naționale, care există și în momentul de față și este foarte bine că există, este pe lângă Guvernul României. Dar până în anul 2000 acest organ trebuia să dea un aviz pentru înființarea unei organizații noi de minorități. Și în s-a scos această prevedere, iar în anul 2000 au intrat în Parlamentul României, pe lângă minoritățile existente, alte trei minorități, mă refer la cea ruteană, croată și macedoneană. A, nu existau nici asta până atunci? Nu erau reprezentate? Nu erau reprezentate în legislativul românesc. Am înțeles. Ajungem la zi, pentru că am vorbit de... Da, ajungem la zi. Dar am o curiozitate. Limba ruteană, sau mă rog, limba vorbită de ruteni, ce limbă este? Ucraineană? Păi, cum să fie ucraineană dacă e limba ruteană? Adică e un dialect sau e o limbă? E o limbă, dar trebuie făcută precizarea că limbile slave sunt foarte apropiate toate între ele. Da, ucraineană și rusă au 65% lexic. Deci, ca să vă dau un exemplu poate semnificativ. Noi rutenii spunem bună ziua, dobrideni, și bulgarii spun dobârdan. Da, și rușii la fel. Deci, iată, e o apropiere între limbile slave, cum nu există apropiere în nicio altă familie de limbi vorbite în Europa. După limbile slave, cele mai apropiate între ele sunt limbile neolatine.
Da. Dar nu este un francez cu un român nu se poate înțelege atât de bine cum se înțelege un polonez cu un slovac sau un ceh cu un slovac sau un rus cu un ucrainean și așa mai departe. Deci este această specificitate a acestui grup de popoare și acestor grupe de limbi vorbite în Europa. Și în România unde sunt, mai există o zonă, să spun așa, de concentrare a etnicilor ruteni? Mă gândesc, e doar o simplă bănuială pentru că e granița peste tot. Acum, bun, acum astăzi peste tot. Știi cum zâmbesc, că știi că era o anecdotă pe vremea cealaltă perioadei 1965-1989, când vine la Deva, circula anecdota asta, coboară un nou venit în Deva din tren și întreabă pe cineva în care zice: nu vă supărați, unde e securitatea? Și le răspunde: peste tot. Da. Deci sunt peste tot. Ca multe minorități din România, rutenii sunt răspândiți. Nu există undeva o zonă, să zicem, compactă, dar sunt în Maramureș. Dar asta mă gândeam, la zona Maramureș. În Maramureș, sunt în Bucovina și în județul Hunedoara. Sunt ruteni, am o organizație puternică în comuna Zam, satul Pojoga, dar acolo sunt ruteni care au venit din Maramureș și au venit pe în perioada 1965-1989, s-au așezat acolo pentru că au venit la lucru la cariera de piatră. Și sunt vreo 60-70 de familii. Deci destul de mulți. Și spre bucuria mea sunt foarte încântat să-și manifeste identitatea de ruteni. Sigur că sunt unii cărora nu le convine, dar asta este. Nu, eu personal și cei care sunt alături de mine nu vrem să dăm niciun milimetru înapoi în a afirma identitatea ruteană, ceea ce nu înseamnă că am avea ceva împotriva cuiva. Absolut împotriva nimănui. Pe baza respectului reciproc, a recunoașterii reciproce, a toleranței, a principiilor democrației, a afirmării libertăților civice, noi suntem deschiși să colaborăm cu absolut oricine. Și ceea ce vreau să subliniez este faptul că și în Congresul Mondial al Rutenilor exact aceeași idee se afirmă. Toți, Polonia, Cehia, Slovacia, Croația, Serbia, Ungaria. În Ucraina este un pic situația mai diferită, în sensul că Ucraina permite de facto funcționarea și existența și funcționarea unor organizații rutene, să mai apară și câte o carte tipărită, câte un ziar, câte o revistă, dar Ucraina de iure nu recunoaște minoritățile, sau cel puțin până acum nu le... Adică juridic. Juridic, da. Nu le recunoștea. Chiar am fost deosebit de încântat. Am ascultat cu câteva zile în urmă poziția domnului președinte Volodymyr Zelensky, în care afirmă că este foarte bine să recunoască limba română și să se încheie un parteneriat cu România în acest sens. Și am zis: Doamne ajută, că nu mai veniți să spuneți că moldovenii nu-s români. Da. Da? Mă rog, moldovenii din Bucovina, da, bucovinenii, da, da, cei da, care țin teritorial de Ucraina. De Ucraina. Că da. Vorba aceea, Cernăuțul a fost oraș românesc. Fără discuție. Că acum se conviețuiește, aia e altceva și se poate conviețui în continuare. Chestiunea este că
Moscova a schimbat tactica. Dacă în perioada sovietică veneau și spuneau că rutenii sunt ucraineni, gata, am încheiat povestea. Acum au schimbat ideea și vin și spun, a, nu, rutenii nu sunt ucraineni, rutenii sunt ruși. Păi, stați un pic. Istoria nu este o sluznică a politicii ca noi să schimbăm datele istorice și termenii istoriei, chiar și din punct de vedere factologic, în funcție de cum îmi convine mie să spun despre o etnie sau despre alta că este așa cum îmi doresc eu. Da. Bun, aici dacă totul ar fi la nivel teoretic, ar fi cât de cât. Adică s-ar putea discuta. Dar intervine și partea juridico-administrativă în care doresc să se constituie organizații care să le fie lor favorabile și care să apere interesele politice ale Rusiei. Deci îmi cer scuze pentru cuvântul pe care îl folosesc, dar perversitatea constă în faptul că de fapt pe ei nu neapărat de rutenii doare. Nu interesează, așa cum în perioada sovietică nu i-a interesat de rute, nu îi interesează nici acum. Îi interesează doar scopul lor politic să-și atingă ținta. Deci să creeze o zonă de influență. Au existat discuții și în Congresul Mondial al Rutenilor că ce se întâmplă, ce vom face, cum vom face, care este atitudinea noastră față de Rusia. Și am spus, domnule, stați un pic, dacă organizația, există o organizație de ruteni de acolo și vin și ne demonstrează că dânșii doresc afirmarea identității rutene prin cultură, tradiții, limbă, cunoașterea istoriei noastre, da, putem să discutăm și trebuie să discutăm. Dar nu să subordonăm activitatea Congresului Mondial al Rutenilor scopurilor vreunei țări. Nici a Rusiei și nici a altei țări. Da. Scopul nostru este afirmarea identității rutene. Și așa cum în Polonia rutenii respectă statul polonez, în Cehia respectă statul ceh. Deci peste tot rutenii sunt cetățeni loiali ai țării în care trăiesc. Și această dublă identitate de cetățean al țării respective și de etnic rutean nu are nicio contradicție. Nu deranjează pe nimeni, nici în Croația, nici în Serbia, nici în Ungaria, nici la noi. Nu există vreo anomalie în acest sens. Este firesc să fie așa. Mai mult decât atât, Uniunea Europeană încurajează această dualitate de identitate acolo unde este cazul, în mod evident. Că dacă francezul este francez, acum nu o să vină să spună că el e german dacă e francez. Pentru că în Occident nu sunt atâtea minorități, nu este așa un creuzet cum e în Europa Central răsăriteană. Sunt mai compacte națiunile respective. Dar în același timp trebuie să observăm că nu există o matrice, un șablon al apariției națiunilor. Sunt diverse modalități prin care s-au format națiuni. Majoritatea la începutul secolului 20. Ucrainenii și belorușii au derivat din etnia rusă. Da. Asta nu înseamnă că în momentul de față ele nu sunt națiuni independente, că statele lor nu sunt state suverane care trebuie să fie respectate. Dar sunt oarecum similare cu austriecii, da? Austriecii inițial au fost germani. Acum ar fi absurd să vin și să spun că nu există națiune austriacă. Ce-ar râde în nas oricine, nu? Da. Este, dar este foarte adevărat că inițial au fost germani. Nu contează treaba asta. Nu sunt austriecii cu nimic mai prejos decât germanii. Așa cum nici bielorușii sau ucrainenii nu sunt cu nimic mai prejos decât rușii, de exemplu, de unde derivă națiunea lor.
Da. Nu este nicio incompatibilitate aici. Sau mai sunt situații în care nu putem vorbi de o etnie elvețiană, nu? Dar națiunea elvețiană există. Sunt elvețieni francezi, elvețieni italieni, elvețieni germani și elvețieni reto-romani, care sunt frații românilor. Și reto-romana, limba reto-romană, vorbită în Elveția, este cea mai apropiată de latina veche, cea care era vorbită de populațiile romanizate în perioada antichității. Nu există o etnie cipriotă. Sunt fie turci, fie greci, dar națiune cipriotă există. Da, deci asta a fost deci formarea. Deci asta vreau să spun că sunt diverse modalități. Nu putem să luăm, de exemplu, după modelul francez, unde a fost națiunea franceză este mult mai compactă, da, sau aproape compactă 100%, diferențele în cadrul teritorial francez au fost mult mai mici între francezii din diferite zone decât în Europa Central, decât în Europa Central răsăriteană. Ca să vedem și cazul fostei Iugoslavii. Da. În spațiul acela s-au delimitat etniile, au devenit acum popoare națiuni de sine stătătoare. Din moment ce omul spune că el are o anumită etnie, această dorință a respectivului trebuie respectată, indiferent despre ce etnie, despre ce etnie este vorba. De aceea noi în Congresul Mondial al Rutenilor am spus, suntem solidari cu Ucraina, cu poporul ucrainean, cu tragedia pe care ucrainenii trebuie să o trăiască din nefericire în momentul de față, că ceea ce a făcut Rusia este o agresiune inacceptabilă, dar în același timp ne exprimăm speranța că la un moment dat, când lucrurile se vor liniști, Ucraina va recunoaște minoritățile. Noi ne-am referit la minoritatea ruteană, că asta ne interesează. Dar în ideea ca Ucraina să devină un stat al Uniunii Europene, ceea ce ar fi foarte bine, ar fi minunat, și ca o paranteză, ca să-mi dai voie să fac și eu o paranteză, și pentru Moldova ar fi minunat, Moldova dintre Prut și Nistru, și Maia Sandu merită tot respectul și toată aprecierea noastră pentru ceea ce face. Sunt recunoașterea minorităților este un criteriu pe care toate statele europene l-au respectat. Da. Nu, nimeni nu a abdicat de la această idee și nu există vreo excepție pentru nimeni. Deci, ar putea englezii să vină să spună că nu e adevărat, scoțienii sunt tot englezi și galezii sunt tot englezi sau nord-irlandezii sunt tot englezi. Nu. Deci, iată, este un exemplu, zic eu, edificator și în același timp și sugestiv. Absolut. Vreau doar să te mai întreb asta. Tot vorbeam și am întrebat unde, dacă există o concentrare mai mare de a rutenilor. Deci în zona muntoasă, montană, de unde se trage populația. La un moment dat am citit undeva, dar nu mai rețin, am înțeles că au fost, pe vremea sovieticilor, au fost deportați. Da, și din Polonia au fost deportați. Au fost celebra operațiune Vistula, în care sovieticii au luat rutenii pentru că nu vroiau să renunțe la etnia ruteană și la puțin timp după terminarea celui de-al doilea război mondial au fost deportați. Dar deportările acestea pentru sovietici au fost modus vivendi, că i-au deportat și pe germani, care chit că germanul respectiv nu avea nicio legătură cu hitlerismul,
sau cu nazismul, da. Dar l-au deportat pentru că era german. Da. Pe tătarii din Crimea. Da. Da? Stalin i-a luat și i-a mutat în Siberia, a făcut Republica Socialistă Sovietică Autonomă Tatarstan. Dar Crimea ar trebui să fie un stat al tătarilor. Da, că de acolo chiar dacă, din punct de vedere istoric, trebuie să recunoaștem că într-adevăr are niște reverberații și pentru ruși. Că în timpul războiului Crimeei din 1853-1856 Sevastopolul s-a apărat eroic, că în timpul celor de-al doilea război mondial tot Sevastopolul s-a apărat eroic în fața trupelor germane, este foarte adevărat, nimeni nu neagă acest lucru. Dar eu sunt pe principiu că o națiune, oricare ar fi aceea, nu contează care este, nu poate fi pe deplin liberă dacă nu respectă libertățile celorlalți. Aici intervine toleranța și aici intervine cunoașterea, aici intervine superioritatea unei idei și un gând, cum se zice de obicei, să le dea Dumnezeu gândul cel bun. Da. Când vorbești cu cineva, e să-ți dea Dumnezeu gândul cel bun. Este o expresie, o sintagmă superbă. Superbă. Absolut. La nivelul unui individ. Da, și da, este, poate fi și la nivelul unei națiuni. Pe de altă parte, sigur că ar fi absurd să vii și să arunci asupra poporului rus în integralitatea lui ceea ce se întâmplă în momentul de față. Cultura rusă a adus o contribuție deosebită la spiritualitatea universală. Pentru că Putin a invadat Ucraina, nu o să pot să-l scot pe Dostoievski din literatură, nu o să-l neg pe Tchaikovsky, nu o să-l neg pe Rahmaninov. Despre Rahmaninov, care a fost un antisovietic notoriu, chiar am făcut la o televiziune în Deva o emisiune specială în care am arătat atitudinea lui și că chiar în decembrie 1917 el a fost nevoit să părăsească Uniunea Sovietică. El își câștigase toată averea din cântatul la pian. Da. Se știe că avea o amplitudine a degetelor, că putea cu cele două mâini să acopere 13 clape la pian. Nimeni în lume n-a mai avut. Poate, nu știu dacă Arthur Rubinstein putea să acopere chiar 13 clape, dar prin turneele pe care le-a făcut, el prin muncă, deci prin muncă a câștigat și au venit și au confiscat absolut tot. Că de ce să aibă el o casă când nu știu care nu are... Da. Era clasicul sistem bolșevic atunci cu... Plus că cu Rahmaninov mai este o chestiune, dacă tot am amintit de el. Foarte scurt, că se termină lista noastră. Este un descendent al lui Ștefan cel Mare. Da? Ia uite. Da. E un descendent al lui Ștefan cel Mare. Fica lui Ștefan cel Mare, Elena, a mers la Moscova, s-a căsătorit cu fiul țarului Ivan al IV-lea. Și odată cu ea s-a dus și un fiu nelegitim al lui Ștefan cel Mare, Ion, care s-a stabilit cu sora lui acolo în Moscova. El a primit supranumele de Rahman și coborătorii lui sunt strămoșii lui Serghei Rahmaninov. Și el știa acest lucru, Rahmaninov. Ia uite, încheiem emisiunea de astăzi cu încă o informație inedită și îți mulțumesc pentru... Nu neapărat inedită, poate mai puțin cunoscută. Mai puțin cunoscută, exact. Mulțumesc foarte mult pentru participarea la emisiune și pentru toate informațiile pe care ni le-ai dat. Sunt convins că și telespectatorii noștri au aflat multe, multe lucruri interesante. Dăm voie, te rog, foarte pe scurt, să
închei, așa cum o fac de obicei, în timpul Revoluției Pașoptiste, Alexander Duhnovici a lansat deviza noastră a rutenilor, Iabâl ies Ibudu. Iabâl rusin ies Ibudu. Sunt, am fost și voi fi rutean. Și mie întotdeauna îmi place să adaug Tak Bože me pomože, așa să-mi ajute Dumnezeu. Așa să ne ajute Dumnezeu. Și dumneavoastră, dragi telespectatori, vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Ne revedem, ca de obicei, peste o săptămână, la întâlnirea cu o altă viață dăruită. La revedere!